Sala de sport a școlii gimnaziale Academician Marin Voiculescu a găzduit ieri un antrenament comun, un sparing în vederea pregătirii pentru concursul denumit Bucharest Challenge Cup, ediția a treia, ce va avea loc pe data de 10 octombrie. Au participat la antrenament sportiv de la toate cluburile de karate Kyokushin din Giurgiu, precum și din București și Tulcea. Majoritatea, într-adevăr, au fost din Giurgiu, dar peste 35 de sportivi, din câte știu eu, sunt și din alte cluburi din afară. Acesta este un ultim test pentru concursul care va avea loc la București pe 10 octombrie și este un sparing și schimb de experiență în același timp. Toate grupele de vârstă, de la 6 ani până la seniori, inclusiv seniori. E un antrenament foarte benefic, să zic, mai ales că este înaintea unei competiții, zic eu, puternice, Bucharest Challenge, care va avea loc pe 10 octombrie la București, o cupă organizată de clubul Budo Gym, al cărui președinte sunt, și care de la an la an a crescut ca valoare și ca și numeric, ca și cluburi participante. Este un antrenament comun cu colegii din Giurgiu și cei din Tulcea, care este, să zic, foarte bun pentru copii, mai ales că e înaintea unei competiții. Sparingurile sunt benefice pentru toți sportivii, începând de la cei mici până la cei mari, pentru a-și dezvolta sistemul de luptă, de timing, de... E bun pentru orice și mai ales că schimbă adversarii, pentru că stând în sală, lupți o lună cu colegul, e binevenit, exact ca și cum mănânci cartofi, mai vrei un pic de cărniță. Bucharest Challenge Cup, competiție care se află anul acesta la a treia ediție, se bucură de un interes foarte mare din partea cluburilor de Kyokushin. Anul acesta se estimează că vor fi prezenți la concursul din 10 octombrie peste 450 de concurenți de toate vârstele.